M-am simțit onorată când am primit invitația dumneavoastră de a participa la acest eveniment plin de încărcătură emoțională, prilejuită în împlinirea a 167 de ani de la abolirea statului rom. Ideea este că este un popor controversat, atât de controversat, numai prin definiție, dar creați după chipul lui Dumnezeu, egal în demnitate, în valori, în drepturi și obligații. Toți oamenii avem o viață dată de Dumnezeu, indiferent de situația socială, de statut, de etnie, de sex și de vârstă. În România trăiesc mai multe minorități, etnice, printre care și minoritatea romă, care oferă tradiții istorice și culturale care constituie o bogăție pentru civilizația românească în ansamblul său. Cultura romilor va fi întotdeauna un izvor de fascinație, va fi o sursă de inspirație și un izvor istoric care se va scrie zi de zi. Este adevărat că segregarea este o problemă cu care ne confruntăm sub toate aspectele vieții sociale, dar într-o Românie modernă și democratică, care aspiră la o dezvoltare armonioasă, la prosperitate și egalitate între toți cetățenii țării, este imposibil să fie ignorată această etnie. Ce să spun, domnule Tănase? Vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat. Este un eveniment frumos. Mi-ar fi fost mult mai simplu să vorbesc înainte de vizionarea filmului, că într-adevăr încărcătura emoțională este maximă. Ideea este că trebuie să recunoaștem și să admitem că romii sunt ființe care au propriile țeluri și visuri. Și așa cum spunea Sigmund Freud, omul are nevoie de un vis pentru a suporta realitatea. Iar distanța de la vis la realitate se numește acțiune. Acțiune care, din punctul meu de vedere, trebuie să pornească de la o abordare globală. La o abordare globală privind dincolo de nevoile fizice și materiale. Pentru că fără o abordare globală a nevoilor, și fără implicarea romilor în rezolvarea acestor probleme, proiectele și proclamele de incluziune, fie ele chiar și cele mai binevoitoare și chiar cu o finanțare generoasă, din păcate devin inutile. Deci trebuie să acționăm toți. Când spun toți, mă uit la toți. Trebuie să ne încărcăm cu răbdare, foarte multă răbdare, să alocăm resurse de timp și nu numai. Vă mulțumesc!